Andrei, am ajuns și în bucătărie. În Dărmăniște am văzut că se cresc foarte multe animale, în primul rând vite, și aveți și un baraj unde peștele este la el acasă. Așa este. Fapt pentru care am pregătit azi un mușchi de vită cu un sos de fripi și o saramură de pește. Văd că ai și ajutoare, da. Doamna? Doamna Mărioara Niculei, bucătarul șef din restaurantul nostru. Și... Doamna, pentru început, peștele văd că este pus pe platou. Da, sigur că da. Păstrăvul este de la noi din zonă și va deci, merge un împreună... un pește proaspăt. Sigur că da. Va merge împreună cu un mix de legume. Și da, hai să ne spunem ce aveți aici. Sigur. Păstrăvul, l-am curățat, l-am fasonat, l-am condimentat, care merge pe plită. Direct, plita este încinsă. Este plita încinsă, sigur că da. Aici avem legumele, ardei, ceapă, morcov, ardei iute, ciuperci și usturoi. Ele vor merge la tigaie. Cât trebuie să fie prăjite? Legumele se folosesc ardente. Deci undeva în jur de 5-7 minute. Să fie puțin crude. Ardente, sigur că da. Așa. Apoi vom pune peștele peste legumele cu sosul și se servesc cu mămăligă caldă. Am văzut și pachetul de mămăligă sigur, de sigur, mălai că, acolo, de mălai, deci mămăliga, da, deja... mămăliga deja am pus apa pe foc. Condimente se pune peștele? Pe pește? Da, sare și piper, zeamă de lămâie pentru un gust mai plăcut, cimbrișor, care iarăși dă o aromă deosebită. La fel și la legume. Se pune cimbrișor din destul și mai bine zis cimbru de câmp, de la noi că este de grădină, de la noi că este cel mai indicat. Dăm drumul la legume. Este o rețetă a locului? Da. Este o rețetă specifică locului. Menționăm faptul că toate produsele sunt de la producători locali, dă-mi atât peștele cât și dă-mi vita, o paletă. Chiar hribii, da, sunt produse locale, pe care le folosim cu drag și susținem producătorii locali cu mare, cu mare interes. Deci până la urmă se creează acel circuit, producătorii lucrează pentru dumneavoastră, dumneavoastră lucrați pentru clienți și tot acest cerc se va închide la un moment dat. Exact, este vorba despre un... o chestie în care fiecare consumă de la celălalt și se închide cumva cercul între noi. Doamna, care este șeful aici în bucătărie, spunea că toate aceste produse sunt proaspete? Nu numai că sunt proaspete, sunt și bio. Crescătorii de animale și peștele sunt crescuți cu mare atenție, sunt hrăniți cu produse bio, eco, produse care în momentul de față au o mare căutare. Și doamne, la pește nu lipsește lămâie, nu? Categoric. Ba chiar și în saramură. Și în saramură? Ăsta este secretul? Pe lângă faptul că este servit lângă pește lămâia, lămâia este prezentă și în sosul de la saramură. Saramura este gata. Este aproape putem... gata. Văd da. Că peștele încă mai stă pe plită. Da. Sosul... Acum... este gata. Este punem gata. Peștele în saramură, unde îl mai lăsăm să fiarbă peste un minut, două. Vă ajutați de un clește? Mă ajut și de clește. Ce bine miroase. Se simte aici că mâncarea este bună. Este foarte bună. Într-adevăr, n-are cum să nu fie. Cu totul natural. Și bio... scăldați în sos, văd. Da, să prindă un pic de gust și de la acest sos de la legume. Dar mai avem un preparat. Telespectatorii noștri trebuie să știe că avem un mușchi de vită. Un mușchi de vită destul de proaspăt, nu? Da, este proaspăt, foarte proaspăt. Văd că are deja ceva pe el. Rozmarin sau... busuioc? Da, rosmarin. Rosmarin și cimbrișor folosim la mușchiul de vită, care îl facem cu sos de hrib. Tot o rețetă a locului? Tot o rețetă de aici, de la noi, este foarte căutată. Cum se face?
mușchiul de vită după ce l-am fasonat, adică l-am curățat de grăsime și de membrană. El trebuie tranșat la porție. Să dăm această. Da. Arată destul de bine, se vede, da, că este proaspăt. Așa, îl tranșăm. 3-4 cm grosime? Da. Bucata de mușchi se face în unt și un pic de ulei de măsline, asezonat cu sare, piper, rozmarin și cimbrișor. Alături facem soțul de hrib, hribii de aici, de la noi din zonă, îi tragem la tigaie. Cu apoi ce? Cu sare, piper și un pic de usturoi. Am văzut că și la acest soț la folosiți supă de legume, legume, da, de aici din zonă. Legume de aici din zonă, supă de legume care nu ne lipsește niciodată, este practic stocul de bază care noi îl folosim la preparatele din această bucătărie. Deci mușchiul de vită se taie 3-4 cm. Da. A fost pus pe el cibrișor, rozmarin. Rozmarin, da, sare, și un pic de ulei de măsline. Și un pic de ulei, da, ucește. Așa, da. Sarea și piperul se folosesc la gătit, nu înainte, pentru că întărește fibra. Haideți să vedem cum se face. Deci până la urmă, tot pe grătar ajung? Nu pe grătar, la tigaie. La tigaie. La tigaie, în unt. În unt. În unt și ulei de măsline. Știți, există o vorbă, călătorului îi stă bine cu drumul, iar gurmandului cu masa. Ne-am așezat la masă, vedeți în acest cadru, suntem împreună cu doi dintre cei trei care, iată, au curajul să întreprindă aici, în zona Dărmăneștiului, o afacere în zona aceasta de Horeca. Produsele sunt gata, trebuie să vină, să le vedem și să le degustăm și o să stăm de vorbă asupra unor concluzii pe care trebuie să le tragem. De ce poate să existe și poate să prospere o afacere în zona aceasta, în zona Dărmăneștiului, pe Valea Trotușului? Să știți că le așteptam de multă vreme, bunătățile astea pe care le-ați văzut în bucătărie pregătite cu colegul meu Marius. Ce avem aici? Acolo am înțeles în bucătărie partea de pește, pește, nu? Da. Să mănâncă pește. Să fii ca peștele prin apă, zic, să o vorbă, nu? Ce înseamnă asta? Să fii foarte agil. Foarte agil și foarte... Da. Și adaptabil și... vremurilor. Exact. E, aici problema cu vremurile, într-adevăr, sunt multe de spus, să ne adaptăm vremurilor și să încercăm, iată cum faceți și voi aici, în zona Dărmăneștiului, o afacere care trebuie să prospere până la urmă. Nu v-ați apucat de o afacere ca să doar cheltuiți niște bani aiurea. Produse bune, produse din zonă, folosiți cât puteți de mult partea tradițională. De ce ar veni să guste din produsele voastre cineva până aici? Că am înțeles că vin unii destul de mult drum. În primul rând pentru că sunt proaspete, sunt de la producători locali, sunt crescuți bio, eco, iar lumea caută așa ceva. Corect. Și voi mâncați, să înțeleg ceea ce avem aici, da? Ceea ce avem aici. Așa este, da. Și în al doilea rând, pentru că am încercat să aducem pe lângă, o să vedeți, pe lângă produsele tradiționale, să îmbinăm și cu rețete care se bazează la fel pe ingrediente naturale, dar care vin din bucătărie și din bucătăria internațională. Completează această bucătărie românească pe care avem și la care adăugăm. Și educați în același timp, să spunem, pe cei care consumă? Da, încercăm să și educăm, să schimbăm puțin, nu știu, percepția și gusturile, să îmbinăm diverse lucruri. Bucătăria este o experiență până la urmă. Experimentăm și se pare că până acum a funcționat. Sperăm să și de acum încolo. Să vină și celălalt fel de mâncare. Spuneam de felul următor de mâncare și într-adevăr am gândit ceva. Ce avem aici? Eu nu am fost la pregătire de aia. Colegul meu Marius știe, dar eu nu știu. Avem un mușchi de vită, de nou un produs local, cu un sos de hribi. Atât vita cât și hribii sunt a unor producători locali, din nou bio. Mă bucură lucrul ăsta, de fapt, pentru că spuneți de fiecare dată încercăm să luăm numai produse din zona de la cei care fac lucrul ăsta.
Până la urmă, comunitatea se susține pe așa cum faceți voi. Circulă bani în interior, voi luați de la ei, le plătiți, oamenii care vin din zonă vă plătesc vouă și așa mai departe. Încercăm pe cât posibil să funcționeze mecanismul ăsta între producători și dezvoltatorii din zonă. Pentru că așa credem că ne putem susține la nivel de zonă. Corect, adică sunteți parteneri până la urmă, da, în toată zona asta. Pentru că spuneam și am înțeles, sunteți și un cunoscător al părții de vinuri, să spunem. Moldova e recunoscută ca vinuri foarte bune. În devenire. Și în devenire. Ce am asortat la un pește și la un muș de vită? La un pește am putea asorta o sticlă de vin alb, o sticlă de la o cramă care face sticle până în 5.000-6.000 de bucăți. O cramă mică, nu? O cramă mică, dar o cramă foarte, foarte, foarte dar bună. Dar voinică? Dar voinică, cu care ne mândrim. Iar la vită un vin roșu, de la o cramă, să spunem, mai mare. Am încercat și aici să combinăm atât cramele tradiționale, cramele din zona Moldovei și nu numai. Și aveți, slavă Domnului. Și avem, plus crame din toată țara. Avem cramă de la Alba Iulia, avem cramă de la Mulfatlar, din zona Constanței Mulfatlar, ca și localitate, și dealul mare. Și avem, plus, vinuri italienești. Aici recunosc că este un, corect, o slăbiciune deci a mea. Din Moldova, de peste Prut, până prin Italia, puteți oferi diverse sorturi. Sigur. Plus cele din România, suntem producători foarte, foarte buni de vin. România este sau încercăm să facem cunoscută și ne mai trebuie un pic de marketing asta. Bun în zona. Așa este, se pare că frații noștri din Moldova au reușit un pic mai bine ca noi. Așa este, dar încercăm să le îmbinăm. Bun, am zis că degustăm și un vin. Ați ales un vin roșu, un vin care roșu se potrivească la vită. La această vită, da. Da. Dacă era alb, asortam cu peștele, cred că deja telespectatorul meu și-a învățat. Atât de cramă a fost și l-am tot prezentat, cred că același lucru. Mă bucur că suntem aici, că suntem la voi, că vedem, iată, am văzut o afacere care începe să funcționeze și ce să vă spun acum pe final, pentru că sunt sărbătorile, vine un an bun, să fie 2022, un an așa cum vă doriți. Da, ne ajutăm. Și să aveți curaj mai departe, pentru că s-a bucurat să faceți o afacere de genul ăsta. Nu ezitați, dacă veniți aici în Dărmănești, să treceți pe la The Gate, un loc în care veți fi primiți așa cum a fost și noi primiți. Încă o dată pentru toată lumea, bine ați venit! Bine ați venit! Bine ați venit și un an bun, 2022 să fie un an bun! Doamne ajută! Pentru că vorbeați de mâncare bună și de producători, mergem acum către un producător, colegul meu Marius Mila și Dragoș Îndușeschi, operatorul, sunt deja la el acolo și vor filma modul în care un producător din zona Dărmănești poate să își producă până la urmă, eu știu, produse din carne, produse din lapte și așa mai departe. Marius, să știi că iar dacă nu mă văd, îți transmit acum ștafeta și spune-ne ce ai găsit tu acolo. Bogdan, în Dărmănești l-am întâlnit și pe Daniel Aichimuaiei, omul care se îngrijește de peste 700 de ovine, are în jur de 30 de bovine și, de ce nu, chiar și porcine, am înțeles. Și porcine... Fără porci nu există și nu se poate, chiar dacă vor mai nou să interzică, dar sperăm că se vor răzgândi și ne vor lăsa să conviețuim așa cum am făcut-o din toate timpurile. Este iarnă, văd că deja oile au zăpadă pe ele. Da, deci au ieșit la apă și să facă mișcare. E țurcană, e o rasă de animale care nu se pretează pe stabulație. Noi le-am pregătit aici la fermă, iernăm, iar vara urcăm sus în munte. Tot ceea ce produci trebuie să și valorifici. Marele nostru noroc este că am prins o nișă în Anglia. Eu am cochetez cu Anglia din 94 și produsele noastre le valorificăm în mare parte în Anglia. În Anglia și de ce nu până la urmă, am înțeles, până să începem acest interviu, că te ocupi și de procesare. Așa este, procesăm din lapte, facem brânza, o să vedeți când o să ajungeți
Deci avem specialități în coarjă de brad, la burduf, untul de oaie, care este o delicatesă și care e... Ce este o delicatesă? Pentru că se produce foarte greu, de la 600-700 de oi, facem undeva la 30-40 de kilograme pe vară. Dana, soția, o să vă prezinte produsele noastre. Haideți să mergem la tine acasă. După ce am coborât cu Daniel de la munte, am văzut animalele, am văzut cum se cresc, trebuie să aflăm și cum se prepară toate aceste produse, pentru că desfacerea este o problemă, iar Daniel ne-a spus, am reușit să procesez, am reușit să câștig piața, am cele mai bune produse, iar soția dânsului, doamna Daniela, să spunem că este bucătarul șef. Vă ocupați îndeaproape, nu? Da, eu mă ocup de rețetă, în general la toate produsele. Brânza la fel, o parte din ea o fac și eu și baciul la stâna noastră și din când în când, la anumite sărbători, mai facem și un cozonac și niște plăcinte cu urdă. Da. Cu ani în urmă, bătrânii noștri în munți nu mai aveau unde să-și pună brânza din cauza ploilor, accesul fiind foarte, mă rog, limitat, dacă vreți, și au descoperit coaja de brad și au folosit-o să păstreze brânza în ea. Și de atunci este o delicatesă locală. Și la noi și în zona Bran, dar din câte am înțeles eu, din zona Trotușului, zona noastră a plecat prima dată. Noi ducem produsele noastre la Londra, majoritatea, adică 90%. Deci englezii se bucură de bucatele, da, de aici. Românii de acolo, în special. Românii de acolo. Le e dor de casă și le alinăm cumva dorul cu produsele noastre. Când ajungeți în Dărmănești și chiar la ieșirea din Dărmănești spre Comănești, nu ezitați să vă opriți la Șoi. Este și pensiune, este și restaurant și au și oameni care vă pot fi aproape, vă pot îndruma, vă pot servi cu cele bune. Este un exemplu viu, este lângă mine. Bună ziua, domnul Florin, bine v-am regăsit. Bine ați venit. Am venit cu zăpadă, n-am venit cu zăpadă, să știți. E foarte bine. Sărbători fără zăpadă parcă nu înseamnă absolut nimic. Era nevoie, câțiva ani chiar nu aveam. Avem un cadru extrem de plăcut, în spate lemnele în foc. Avem pe masă produse tradiționale, cele care se consumă de sărbători. Și avem lucruri bune care se pot întâmpla. Chiar toate au fost bune și vin sărbătorile. Până la urmă, oamenii trebuie să se bucure după anii ăștia, da, grei. Da, sigur că da. Oamenii așteaptă sărbătorile, așteaptă să-i primim cu produse tradiționale, cu căldură. Avem și cu ce. Suntem bucuroși când ne calcă pragul. Corect. Până la urmă, îi puteți caza. Au parte, sigur, de mâncare, să spunem, din zonă, cam așa? Da, noi suntem un restaurant cu specific românesc, cu specific românesc și moldovenesc, să spunem. Da, da, în special. Dar avem și produse din bucătăria internațională, asta din dorința de a satisface o paletă mai amplă de clienți. Dar e clar, suntem axați în special pe produse tradiționale moldovenești. Pentru că tot vorbim de bucătărie aici, trebuie să le spunem telespectatorilor încă o dată legătura dumneavoastră cu bucătăria. Sunteți de 25 maestru de ani. Bucătar. Câți, da, ani? 25 de ani? 25 de ani în țară plus 6 afară. 6 ani. 31 de ani de când tot faceți produse pentru oameni și, da, le satisfaceți, să spunem, poftele până la urmă. Exact. Românii sunt gurmați, nu? Da. Foarte. Și de sărbători, cred că... Da, și străinii, să știți că în ultimul timp avem cât mai mulți străini și apreciază foarte mult bucătăria românească, are gust. Folosim carne românească, nu vreau să dau un corect, import sau mai știu ce. Producător din zonă, nu? Da, da, da. Din Botoșani, din zonă, carnea românească este mult mai bună, mult mai gustoasă. Ce zic, are gust, nu? Are gust. Corect. Pentru că vorbeam și... Și plus de asta te provoacă, ai chef de muncă, ai satisfacție, ai, când iese ceva bun, normal. E adevărat. Îți vine să mai faci ceva. Pentru că tot vorbeam de zonă și de tot ceea ce înseamnă, eu știu, agroturism, să spunem aici. Sunt majoritari cei care vin din afara, să spunem, țării sau cei care vin din țară să se cazeze, să mănânce aici?
la Șoimul? Am și cazați de afară, dar în general turismul cu turiști români da, e mult mai dezvoltat. De ce? Pentru că probabil se datorează și acelor bonuri de vacanță. V-a ajutat atunci, nu? Da, sunt ok. Din nou să sunt ok pentru că românul a început să vadă și România, pentru că nu o cunoștea. Acum am foarte mulți din sud care vin cu aceste bonuri de vacanță, o grămadă. În Constanța, zona sudului, care nu veneau până acum, acum e plin. Deci v-a ajutat în perioada destul de grea să treceți. Da, e o idee bună, da. Se pare că vor fi din nou. Da, da, așa am auzit și așteptați, eu. Așteptați, nu? Nu, cu siguranță. Cu siguranță că mi-a trimis cineva de la București o circulară. Și, într-adevăr, se vor da din nou. Au început și mediul privat să dea acele bonuri de vacanță. Corect. Perioada de pandemie, pentru că vorbim foarte pe scurt, nu trebuie să le amintim. Știm pe ce am trecut cu toții, e foarte clar. Nu vreau să discut. V-a afectat, adică nu puteți să negați lucrurile. Da, ca pe toți, nu. Categorie ne-a afectat. Dar n-a cedat, că aici mulți au cedat, să știți. Nu. Am făcut livrări, ne-am reînnoit, ne-am împrospătat, reîmprospătat marfa, am ținut relația cu clienții. Greu, dar a fost mergeți, bine. Mergeți înainte. Absolut. Cum vedeți 2022? Pentru că vorbim de un an care începe acum și un an care îl așteptăm, eu știu, poate să fie mult mai bun decât. Eu m-am născut un optimist, dar după cum aud la radio, la știri, nu știu, prefer să fiu rezervat. Viața merge înainte. Corect. Dacă vin turiștii, haide să-i invităm să le facem, să-i îmbiem cu ceva bun de la dumneavoastră și ce să vadă și în zona Dărmăișului. Că trebuie să vorbim, în afară de faptul că vin și stau la dumneavoastră și mănâncă bine, trebuie să vadă ceva și în zona Dărmăișului. Haide să le facem o invitație, ne uităm la... ca și cum ar fi de față și sunt de față, pentru că noi asta facem, transmitem către cei care ne urmăresc invitația de a veni în zona dumneavoastră. Vă referiți ca locuri de ca vizitat? Locuri și ca ceea ce le oferiți dumneavoastră. În afară de restaurant, cazare, un mic teren de sport, am un loc cu un biliard și câteva jocuri de fotbal, jocuri din astea și pentru copii avem. Asta e exclusiv cazaților, pentru că nu e un loc foarte mare. O curte, o grădină de vară pe timpul verii, spațiu mare de 15 mm² au unde se plimba. Iar în afara localului au aproape Salina Târgu Ocna, care este e unicat în țară pentru că este foarte are o dinamică foarte mare, foarte adâncă. Stațiunea Slănic Moldova, pe vremea asta avem și purte de schi la Slănic Moldova. Mai nu înțeleg că și Moineștiul devine stațiune locală, nu? Da, am înțeles și Dărmănești probabil, dacă autoritățile locale, deci din Dărmănești văd că Castelul Ghica vă completez eu, nu? Castelul Ghica, avem barajul Uzului. Care, da, s-a făcut drumul, acum se poate merge. Sunt locuri. Deci poate să stai ocupat o săptămână întreagă dacă vine. Da, dacă merg la Ghimeș acolo au acel Ghimeș-Făget? Da, Ghimeș-Făget. Au părtea de schi acolo, au și acel bob pe structură metalică, care este foarte căutat și să aici aproape, relativ aproape. Corect. Vă mai completez că uite, mai știu din zona. Da. Valea Agășului, nu? Valea Agășului, da. Tradiții? Da. Cazare, mâncare bună? Da. Doar da. Să vină. Iar în preajma sărbătorilor se fac datin, se fac unicat în România. Vorbesc de urși, vorbesc de... Tradiția ursului. Da. Avem în toate emisiunile astea, o să vedem. Pe finalul emisiunii o să dedicăm o parte importantă a acestei tradiții. Chiar pe data de 31, în ultima zi anului, atunci se adună și, cum să spun, cetele de urși, care mai de care mai reprezentativ și mai frumoși. Da, ne ajută. Mulțumim și... Și eu vă mulțumesc. Veniți în zona de Dărmăiș și o să descoperiți o zonă pe care poate nu v-ați gândit că o să fie atât de frumoasă. Și mai mult decât atât o să descoperiți oameni atât de primitori cum este și domnul Florin. Mulțumim încă o dată. Cu mare drag. Și așteptăm pe toți aici. Veniți la Dărmănești!